Noi suntem... Cine suntem? Știu cine suntem. Lasă-mi pe mine că-ți mai priceput. Salut și bine ați venit pe canalul Basta România. Să vă fac o comparație între mai multe tricouri care au prețuri diferite, începând de la 10 lei până la 1200 de lei. Hai să vedem dacă este vreo diferență. Primul tricou pe care luăm, unul de la Second Hand, cred că ați văzut și voi în videoul anterior, gen în primul video cu Second Hand. Hai majordomul meu. Mamă, ce urât a aruncat ăsta cu tricou. A aruncat foarte urât cu tricou, scas salariul. Deci, ia mă zi. Mai având în vedere că a trecut sigur prin foarte multe polari, tricou ăsta, arată bine. Printul și-a menținut calitatea. Sincer, materialul e destul de rigid, e tare, nu? Cum ți se pare? E tare, dar nu în sensul bun. Păi dai seama că l-a purtat ăla. Deci de așa o notă, pentru 10 lei zi, ai purta, n-ai purta? Pentru 10 lei pe ăsta l-aș purta, sincer, tu? Bă, nu l-aș purta. De ce? Că nu știu cine l-a purtat înainte. Mergem la următoarea categorie atunci. Care este următoarea categorie? 150 de lei. Tricourile Basta. Tricourile Basta. Bine, pe ăsta l-am desfăcut deja. L-ai desfăcut? Da, de acolo. Hai să ne uităm doar la ăsta, nu mai desfacem și față. Ok. Tricourile Basta. Un prim pe față. Un print pe spate, printurile sunt serigrafice, mult mai calitative decât printurile prin transfer termic. Materialul este bumbac 100% organic, căurile astea oricum sunt sold out, dar vezi unde se luați acum. Mai avem noi așa câteva bucăți. Materialul este subțire de vară, fiind și un tricou alb, chiar îi potrivi vara. Ce preț au astea? 150 de lei. 150 de lei, cu transport inclus, merită. Bă, eu aș purta. Tu ai purta? Cred că port, chiar da, și eu, nu știu. Bine, hai să trecem la următoarea categorie de preț. Ăsta e un tricou de-al tău? Tricou ăsta a costat 280 de lei aproximativ, cu tot cu transport. Care e de pe Luis Aviaroma. Bă, prea multă reclamă le faci la ăștia. Dacă am contract, wow. Ei, cum să nu le fac? Contract mare. Ok, este un tricou de la Criminal Damage, ăsta e brandul. Are un print pe față, care este DTG. Sici? Eu așa zic. Sau de fapt, da. Mumia DTG, tot. E DTG, ok. Da. Și pe spate, logo de la brandul lor. Okay. E interesantă chestia asta cu logo în spate, nu e așa vizibilă. Calitativ, mie îmi place, eu zic că își merită banii. Că pune una pe material. Nu își merită. Aș da 150 de lei pe el. Exact ca tricou Basta. Rămâne de văzut cum o să mențină printul ăsta în timp. L-ai purtat de multe ori? Nu, de două ori. Ah, bine, trecem la următoarea categorie de preț, 300 de lei. 300 de lei, tricou ASSC, care oricum vine în 15 ani. Tricoul ASSC vine cam greu, de obicei între 6 luni și 25 de ani. Poți să-ți iei cadou pentru fitul. E cadou de acum pentru fitul, când o să fie mare. Dar de ce pentru fitul? Poate pentru fita, de ce trebuie să aibă toată lumea băieți? Okay. Ce-i mentalitatea asta? Pentru copilul tău. Exact, foarte bine zis. Băi, ce să zic mai de asta? Bine că m-ai pus pe mine să... Băi, e un tricou prost rău, nici măcar ghidan, e alt blank. Clar, e făcut în China. Am prieteni cărora nu le-au venit comenzile la un an de zile. Banii luați. Ce să zic de el, nu știu. Eu n-aș da un frate 300 de lei și de asta nici nu am ASSC în garderobă, că nu-mi place. Nu-mi place deloc. Următorul tricou. Așa se aruncă. Ok, este Villon. Oh, Villon. The Weeknd, nu? Sincer, parcă e un blanc mai calitativ decât cel de la SSC. Printul... Asta e lucios, așa vezi? Da, e da. Cauciucat puțin. N-am observat până acum. Printul mi se pare destul de tare. Pe spate V clasic. La resell acum cred că 600 de lei, da. Problema la Villon e cam ca la SSC, doar că îi vin puțin mai repede, cam maxim 3 luni îți ajung, depinde de cât de maxim repede. 3 luni. Maxim 3 luni. Eu recomand. Eu recomand să cumperi de la drop dacă ai timp de pierdut și dacă n-ai ce face cu niște bani blocați. Gen, dacă eu vă păsai și îmi place tricoul ăsta, nu mi l-aș comanda, l-aș căuta la resell undeva, că aș mai da puțin și ar veni mai repede. Faza e că dacă ți-l comanzi vara, ți-a ajunge iarna. Iarna, toamna, uite. Nu, că nu e la primăvara, toamna. Ok, hai. Următoarea categorie de preț, între 900 și 1000 de lei. O să am două tricouri identice, de la același brand, doar că culori diferite. Două tricouri Marcelo Burlon, Wings, sunt clasice, unul alb, unul negru. Ce părere ai despre el? Mie îmi place mult printul ăsta, cum a fost realizat, cum l-a făcut și pe Guler. Adică au fost atenți la detalii și un print chiar calitativ. Da.
Băi, la fel și ăsta, doar că diferența între aceste două printuri este de modul în care a fost realizat. Deoarece printul ăsta e realizat serigrafic, cu vopsea, iar acesta este direct în țesătură prin detergent. Materialul la celălalt mi se pare mai subțire decât ăsta. Uite, ia până. Da. Nu mai știu ce. E, de obicei cele albe sunt mai subțire. Da, de obicei, și la noi la fel, bumbacul alb este mai subțire. Mărimile la Marcelo Burlon, eu vă recomand să vă luați cu o mărime mai mare. Au un fi ciudat, deci eu vă recomand o mărime mai mare. Tricourile astea au fost 938 de lei, dar le puteți găsi și la 700 de lei pe site, pe anumite site-uri la reduceri. Recomand, sunt calitative. Da, și eu recomand, sunt chiar ok. Doar singurul lucru e că acum are toată lumea și nu prea... Nu mai ai același feeling când vezi o haină pe care o pur la toată lumea. Nu știu, eu așa sunt. Următorul tricou face parte tot în aceeași categorie de preț, 900-1000. Deci, un tricou de la Heron Preston. Dacă nu știați, Heron înseamnă stârg, frate. Adică pasărea aceasta. E un S gigantic, adică S-ul ăsta... E ușor un L, chiar XL aproape. Printul... E bun, e mișto. E ok, nu e deranjant sigur nici când îl porți. Nu e așa greu ca la Off-White. O să interesant tagul ăsta de la gât, e super mic. Da, e mișto și broderia e mișto. Și broderia. Da, e... Știi ce înseamnă, nu? Heron? Nu, stil. Stil? Da, stil. Interesant. Materialul e calitativ, îmi place. E ca la Marcelo Burlon, exact la fel, ca la cel negru. Cam așa se simte, da? Dacă stăm să ne uităm și pe etichete, eticheta de la ăsta, deci o vedeți, da? A, chiar seamănă foarte. Da, fiindcă sunt făcute în același loc, stați să vă arăt acum cu de la Marcelo Burlon. Sunt identice. Și aici la fel, eticheta dublă și una eticheta rămasă. Dublă și una rămasă. Deci sunt identice. Mie îmi place și ăsta de aici. Și asta, deci eticheta da, asta. Da, e mișto. Și ce mi se pare un fel de nou Off-White, Heron Preston. Nu de nou Off-White, nu știu, ce mai încă. Are altă abordare față de alți designeri. Deci, în final, bă, eu... Notă părere? Notă părere, mie îmi place mult. Eu, recomand. Și tu recomand, nu? Chiar îmi place. Și pe ăsta îl puteți găsi la reducere, dacă așteptați, dacă aveți timp de pierdut. Și acum, cum știți cu toții, urmează categoria de 1200 de lei. Off-White. Hai să ne uităm cum sunt astea Off-White. Tu vezi ce prin greu au? E mai ușor că nu e. Păi tu vezi ce prin greu au? E un castel ziua în care o să se desprindă prin ăsta. Crezi că nu o să se desprindă niciodată, o să vezi. Crezi? Și a fost spălat de 10 ori. Dar ăsta, cum Virgil merge, are altă abordare. De care multă lume nu-și dă seama. Care e abordare? Păi abordare, uite, tricoul ăsta, da, cu Mona Lisa. E într-o condiție perfectă oricum. Da? Okay. Dar te gândești că asta e o pictură cu Mona Lisa, perioada renascentistă, da? Deci tricoul ăsta când o să fie vintage și Mona Lisa o să fie crăpată și toate astea și creculele astea, îți dai seama că o să-i dea un vibe mișto? Tot o să arate bine. Tot o să arate bine. Orice ar faci față de ăsta, care e aiurea, gen cu un ochi, cu... ai înțeles ce zic? E futuristic. Da. Gen ăsta o să arate bine și când se învechește, părerea mea. La materiale, nu prea îmi place. Printul de pe ăsta mie nu-mi place, cum se simte. Băi, nici mie, dar și la materiale nu-mi plac astea. Uite, mai ales ăsta, uite, se vede pe material, adică e un material super ieftin. Dar cam toate alea vechi de la Off-White aveau materialul ăsta. Da. Astea noi parcă nu mai, nu? Nu. Nici ăsta de la... Dar ăsta are mai bun materialul ca ăsta. E mai bun decât ăsta, dar sincer... E mai prost ca la Marcelo Burlon. Da. Da, asta vreau. E mai rigid, mai gros, sigur transpiri mai mult în ăsta. În ăsta nu transpiri, că e și alb și e și transparent așa cu găurelele astea, să vede până el, vezi? Da. E mai ok ăsta. Deci, Off-White. Notă, șansă, părere, nu. Nu. Doar dacă aveți bani, vreți să vedeți cum e un tricou, eventual dacă găsiți unul pe o pagină de resell, puțin purtat să-l luați mai ieftin, să vedeți cum e. O să vă convingeți singur, probabil că nu-și merită bani. Dar în niciun caz să nu strângeți bani să vă cumpărați un tricou Off-White. Nu e idee bună. Părerea mea e că nu se merită să stai să strângi bani ca să iei un tricou Off-White. Tu ce zici? Da, sunt de aceeași părere. Nu merită să strângi bani pentru niciun lucru de îmbrăcat sau încălțat. Să strângi de la tine ca să ți-l cumperi. Mai bine și undeva sau faci ceva cu banii aia. Sau investești banii aia, nu știu. Se pare ciudat să strângi bani pentru haine și pentru Adidas. Deci nu uitați că noi vă zicem aici că nu contează ce porți, cum porți, când porți. Nu purta fake atâta tot. E aiurea să porți, mai bine porți un tricou din H&M sau un tricou basta, dar sunt soldat oricum, n-ai de unde să porți tricou basta acum. Ce a fost, a fost. Nu contează brandurile, nu contează ce firme porți,
Important e să te simți tu bine, în ele să te facă pe tine fericit, nu pe alții. Da, nu te lua după ce spune lumea, fii tu, fă ce vrei, poartă ce vrei, cum vrei, nu asta contează. Astea fiind zise, noi am fost Basta România, ne găsiți și pe Instagram, Basta România, azi Basta, Basta România Resell. Ce mă vrei să spun și Instagram, că mi-a trecut în cor? Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați un like, ne ajută foarte mult, un share eventual. Păi cât de mult mă ajut, deja am 30 de euro din YouTube. Și apropo, să vă abonați, că am văzut că mai mult de 60% nu sunteți abonați la canal. Da, mă, nu sunteți abonați și vă uitați urâte gesturi. Stalker. Da, până la urmă știți cum e vorba aia. Și cu asta basta.